vrea să ne ridicăm în picioare și să citim din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 21, să citim de la versetul 29 până la versetul 36. Deschidem la Evanghelia lui Luca 21, de la 29 citim în jos. Iisus le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să fie fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Vă invit să luați loc. Mulțumesc pentru că ați hotărât să-mi lăsați timp, dar am nevoie de rugăciuni. Ați cântat așa de frumos despre lucrarea Duhului Sfânt și eu nu pot dacă El nu-mi dă har și dacă nu mă sprijină. Poate voi, coriștii, sunteți mai lejeri, că ați repetat mult, dacă nu cântă unul bine, cântă ceilalți. Dar la predică e mai greu. Eu mai mult ca și oricine am nevoie de această călăuzire a Duhului Sfânt. Și dacă vreți, mai spuneți câte rugăciuni în duhurile voastre. Mă bucur să vă revăd și mă bucur să vă văd bine și în pace. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru vremuri de îndurare, pentru vremuri de har, pentru vremuri în care ne putem strânge la oaltă și să profităm și de momente de felul acesta, că e posibil ca nu multă vreme să mai avem această libertate. Așa că, atât cât putem să ne adunăm, să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții, așa cum zice Scriptura, la fapte bune și la o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Cuvântul acesta pe care l-am citit, pe mine m-a cercetat și mă cercetează aproape de fiecare dată când îl citesc. Domnul Iisus Hristos, am găsit eu în Scripturi, de două ori a spus, a avut acest îndemn, vegheați și rugați-vă. Odată îl găsim aici, în Luca, este înaintea Paștelor și înaintea momentului când a stat cu ucenicii la masă, urma să vină suferința. Și mai găsim acest îndemn, vegheați și rugați-vă, rostit de Domnul Iisus Hristos, în Matei îl găsim, acolo unde se duce să se roage în Ghetsimani, înainte de jertfa lui și de suferința lui, și îi cheamă pe ucenici, cei care i-a luat cu el, și îndeamnă, le spune, rugați-vă împreună cu mine, vegheați împreună cu mine. Două momente în care Domnul Iisus Hristos spune, vegheați și rugați-vă. Atunci când în grădina Ghetsimani a spus, vegheați și rugați-vă, a fost pentru cei de acolo, pentru cei care erau lângă el, cei care îl însoțeau în grădină. Dar cuvintele acestea pe care le-am citit sunt pentru noi. Vorbește despre vremurile din urmă, vorbește despre revenirea Fiului Omului și cuvintele acestea sunt pentru noi. Ce înseamnă, cum îl numim pe un om care nu ascultă de o autoritate sau nu ascultă de sfaturile care îi se dau? Cum îl numim pe un astfel de om? Nu ascultă de sfaturile care îi se dau, de o autoritate deasupra lui. Găsiți-mi un cuvânt care să-l caracterizeze pe un astfel de om. Dacă nu mă ajutați, încerc eu.
I-am putea zice unui om care refuză mereu sfaturile și îndemnurile, i-am putea zice ignorant? Putem, așa-i? El ignoră sfaturile care îi se dau. Nu ia aminte la ele. Dacă ați citit o carte, a fost până aproape de noi cea mai citită carte după Scripturi de către creștini, se numește Călătoria Pelerinului, în alte traduceri Călătoria Creștinului. A fost scrisă de un om al lui Dumnezeu care a suferit pentru credința lui, 1600 și ceva, a fost închis 12 ani în închisoare, în Anglia, se numește John Bunyan. Și a scris această carte deosebită, dacă n-ați citit-o, vă invit să o citiți. Acolo, el a primit, să zic așa, o descoperire din partea lui Dumnezeu, cum arată viața creștinului pe pământ, de când ajunge să-L cunoască pe Hristos și până când ajunge în Împărăția Cerurilor. Vorbește la început despre o povară mare care o purta pe umerii lui, un bagaj mare, legat cu funii de el, de care nu putea nici cum să scape. Bagajul acesta însemna păcatele din viața lui. Și într-o zi, umblând el cu bagajul acesta, nu putea nici cum să scape de el, a ajuns în fața unei cruci. Acolo s-a proșternat la picioarele crucii, simbolizează întâlnirea lui cu Hristos. Și atunci funiile care țineau acel bagaj în spate s-au rupt și el a fost eliberat. Știți despre ce vorbesc, nu? Ați avut și voi experiența aceasta. Sau voi n-ați avut niciun bagaj în spate? De felul ăsta. Numai eu l-am avut. Am avut. Cu toții am avut. L-a găsit pe Hristos și a fost eliberat. Din momentul acela, este viața lui până când ajunge în Împărăția Cerurilor, ajunge să intre pe Poarta Sfântă în cetate. N-o să vă spun. Fiecare personaj din această alegorie poartă un nume. Și numele acela îi caracteriza starea lui. Spune el așa, am ajuns, ultimul obstacol ca să intre în Împărăția Cerurilor, era un râu înainte de Poarta Sfântă, Poarta Cetății Sfinte, era un râu. Și râul acela nu era ușor de trecut, era ultimul obstacol ca să ajungi în Cetatea Sfântă. El a ajuns acolo și trecând râul, după multe peripeții, viața de credință nu-i ușoară, era să se scufunde, simțea că se duce la fund și nu reușește să ajungă la mal. Și atunci lângă el era un alt creștin, un om de nădejde, așa era caracterizat el, care l-a ajutat să ajungă până la mal, au trecut cu bine și au bătut la poarta cetății. Dinăuntru s-a auzit o voce, poarta s-a deschis, și au fost primiți să intre în cetate. Asta însemna sfârșitul călătoriei lor pe acest pământ și intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Și spunea el așa, după ce am intrat, mi s-a dat să văd în vedenia mea că în urmă mai venea încă unul, un alt creștin. A venit și el foarte hotărât, a trecut chiar și râul și a ajuns și el să bată la poarta cetății. Dinăuntru a fost întrebat, cine ești și ce dorești? Vreau să intru în cetate. Și a fost întrebat, ai certificat? El, supărat, mirat, a zis, ce certificat? Nu am niciun fel de certificat. Înainte ca să continui, spunea scriitorul, mi s-a dat să văd că numele acestui creștin era ignorantul. A ajuns și creștinul acesta ignorant la poarta cetății, a fost întrebat, ai certificat? Și a răspuns, ce certificat? Și atunci, dinăuntru, i s-a spus, dacă nu ai certificat, uite pe lângă cetate, este o cărare, drumul tău este acolo, tu pe acolo trebuie să mergi. El nu vedea ce este la capătul acelei cărări. Cărarea aceasta cobora, cel care a scris și a avut, să zic, descoperirea din partea lui Dumnezeu, a văzut însă unde ducea cărarea aceea. El nu vedea ignorantul, creștinul ignorant. A început să coboare pe acea cărare și spunea scriitorul cărții, mi s-a dat să văd că este un drum
care duce în iad și care pornește chiar de la poarta cerului. Mi s-a dat să văd că este un drum care duce în iad și care pornește chiar de la poarta cerului. S-a luptat să ajungă până acolo. A crezut că este creștin, dar n-a luat aminte la avertizările care i s-au dat. El a crezut că este în regulă și nu era. Și a fost întors și pornit înspre iad, tocmai de la poarta cerului. Am zis, Doamne, te rog frumos, e prea de tot, te cutremuri când citești așa ceva. Dă-mi, Doamne, un cuvânt din Scripturi care să întărească lucrul acesta, ca să cred că-i așa. Și Dumnezeu a zis, du-te și citește la Matei 7, 21, 22, 23 și vezi că e adevărat. Acolo scrie, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi lucrări, minuni în numele Tău, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos draci în numele Tău. Și Dumnezeu le răspunde, nu v-am cunoscut niciodată. Voi sunteți niște lucrători ai fără de legii. Ei credeau, când au zis ei asta, Doamne, Doamne, n-am făcut, în fața porții cerului. Când au trecut din lumea aceasta în veșnicie, când s-au întâlnit cu Hristos, ei erau convinși, așa ca și acel ignorant din cartea lui John Bunyan, erau convinși că locul lor este în cer. N-aveau nicio îndoială. Dumnezeu a zis însă nu, nu v-am cunoscut niciodată. E mare pericol să fii ignorant, adică să nu iei aminte la sfaturile care ți se dau. E mare pericol să fim ignoranți în vremurile de acum și să nu fim foarte atenți atunci când citim Scripturile. Spunea un alt om al lui Dumnezeu, care pe mine mă ajută foarte mult când îi citesc cărțile, spunea, noi citim Biblia și de multe ori când citim printr-un loc în Scriptură, ne gândim, li se potrivește celorlalți. Celorlalți li se potrivește. Și spunea, el facem o mare, mare greșeală. Ar trebui fiecare cuvânt să-l ducem în dreptul nostru și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne descopere, așa ca și cum au zis ucenicii atunci când au stat în prezența Mântuitorului la cina cea de taină și Mântuitorul a zis, este unul care mă va vinde. Ce atitudine frumoasă din partea tuturor, numai că îl găsim și pe Iuda printre ei. Iuda n-a fost sincer, dar ceilalți au fost și au spus, Doamne, oare nu sunt eu? Ce bine este să aplicăm cuvântul Scripturii în dreptul nostru, fiecare dintre noi. Să nu ne trezim între cei ignoranți care nu iau aminte la avertizările Domnului nostru. Scripturile au fost scrise pentru noi și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Domnul Iisus spunea, vegheați și rugați-vă. Pentru că ziua aceea, altfel, s-ar putea să vă găsească nepregătiți. Nu e așa că ne gândim că e vorba despre alții? Doar noi mergem la cea mai bună biserică din Vivolărie, nu? Nu este alta mai bună. Cum s-ar putea să ne găsească pe noi nepregătiți ziua aceea? Tocmai pe noi, a pe alții. Poate biserica cealaltă, dar nu chiar biserica noastră. Poate pe cei din satul vecin, dar nu chiar pe noi. Poate pe ortodoxi, poate pe catolici, poate pe ăia alți care, dar nu chiar pe noi. Cam așa este tendința. Cam așa suntem în general. Nu, chiar, nu se poate să fim chiar noi acolo. Vegheați și rugați-vă pentru ca ziua aceea să nu vă găsească nepregătiți. Când ucenicii erau cu Domnul Iisus Hristos în grădina Ghetsimani, Domnul Iisus le spune, vegheați împreună cu mine. Ce însemna să vegheze? În momentele acelea, ce însemna să vegheze? Pur și simplu să nu doarmă. Când e vorba de veghere, are legătură cu somnul, e adevărat? În momentele acelea trebuiau să nu doarmă și să caute, să stea treji, să fie atenți la ceea ce se întâmplă, eventual mai târziu zice și să vă rugați. Dar spune Scriptura că somnul i-a biruit.
și n-au putut să vegheze. Întotdeauna vegherea are legătură cu somnul. Cineva care doarme nu poate să vegheze. Dacă vrei să veghezi, trebuie să fii treaz. Și în pasajul pe care l-am citit, recitesc versetul 34, care este cheia mesajului și la ceea ce vreau să vă spun. Spunea Domnul Iisus Hristos, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină veste, fără veste asupra voastră. Luați seama la voi înșivă și vegheați, aveți grijă, nu cumva să adormiți. Și ce te poate face să dormi? Sigur, să iei un somnifer te poate face să dormi, da, știi. Știi ce te mai poate face să dormi? Uitați-vă aici la versetul acesta. Aveți grijă să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Sunt lucruri asupra cărora marea majoritate dintre noi nu luăm aminte pentru că nu le considerăm a fi periculoase. Nu considerăm că ne-ar putea face vreun rău. Nu considerăm că îmbuibarea cu mâncare și băutură și îngrijorările ar putea să ne facă vreun rău. Dar cuvintele Domnului Iisus Hristos nu sunt cuvintele mele. Și El spune că acestea pot să-l facă pe un om care se numește creștin să fie nepregătit și venirea Domnului Iisus Hristos să-l găsească într-o stare nepotrivită. Când vorbim despre a veghea în dreptul nostru, nu e așa că ne gândim majoritatea dintre noi să nu facem niște lucruri grave, niște păcate grave. Și cred că Dumnezeu ne-a eliberat de aceasta. Așa-i? Slăvit să fie Domnul! Trebuie să fie această eliberare. Mi-aduc aminte de viața mea, mi-aduc aminte de luptele care le-am avut la începutul vieții de credință, când, datorită faptului că am trăit în neascultare de Dumnezeu și am trăit în păcat, a fost o vreme când m-am luptat, i-am cerut Domnului cu disperare să mă elibereze de unele lucruri, am postit și m-am rugat și Dumnezeu a adus eliberare și îi mulțumesc pentru aceasta. Ne gândim la unele lucruri grave, dar să știți că nu de aici pornește nevegherea. Și nu asta ne poate face să fim nepregătiți. Evident că nu-i bine să trăim în păcat, dar aici Mântuitorul nu vorbește despre păcat. Nu vorbește despre lucruri grave și scandaloase. Vorbește despre mâncare, băutură și îngrijorări. Și nu doar aici. Tot în Luca, în al 17-lea capitol, Domnul Iisus iar vorbește și sub pasajul din capitolul 17 este intitulat Venirea Fiului Omului. Din nou despre venirea Fiului Omului. Și spune de la versetul 26, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Adică înainte să revină Hristos. Și ce se întâmpla? Oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua în care a intrat Noe în corabie și a venit potopul peste ei. Apoi merge mai jos și zice la 28 ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, Sodoma și Gomora, și știm ce era acolo, se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pocioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Nu vi se pare interesant? Vorbește Domnul Iisus Hristos despre revenirea Lui și compară zilele revenirii Lui cu două momente cruciale, catastrofale din istoria omenirii. Primul, când Noe a trebuit să construiască o corabie și Dumnezeu a nimicit tot pământul acesta, au fost salvați doar cei care au intrat în corabie. Și al doilea lucru, Sodoma și Gomora, când păcatul a ajuns la culme, era atât de strigător încât Dumnezeu a spus, nu mai pot să suport așa ceva, voi trimite foc și pucioasă peste aceste două cetăți din pricina păcatului. Și cu toate că a fost acolo mult păcat și greu păcat, aș zice, numai astăzi este mai mult păcat decât a fost în Sodoma și Gomora și obrazul celor de astăzi ar trebui să roșească la aducerea aminte
a ceea ce a fost în Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora cred că acum strigă de acolo din fundul iadului și strigă către Dumnezeu: dar Stăpâne, de ce nu pedepsești și pământul acesta? Pentru că ce se întâmplă astăzi pe pământul acesta este mult mai grav decât se întâmpla în Sodoma și Gomora. Lucruri grozave, lucruri grozave. Și cu toate acestea, Domnul nostru nu spune nici măcar un cuvânt, nici despre vremea lui Noe, nici despre vremea lui Lot, nu vorbește despre păcatele acestea grave. Nu zice Mântuitorul nostru, la venirea Fiului Omului va fi ca și pe vremea lui Lot, adică atâta imoralitate, homosexualitate și atâtea spurcăciuni. Nu spune Mântuitorul că va fi așa. Spune, ca și în vremea lor, mâncau, beau, sădeau, zideau, sensurau, se măritau. Și în pasajul din 24 zice, aveți grijă la îmbuibare de mâncare și băutură și la îngrijorările vieții acesteia, nu cumva ziua aceea să vă găsească nepregătiți. Să vină fără veste, ca un laț va veni peste pământ, dar să nu fie așa și pentru voi. Vegheați! Altfel, dacă nu veghem, spune, inima se îngreuiază. Inima nu mai funcționează cum trebuie. Știți că inima e centrul ființei noastre, după Scripturi. Acolo se iau hotărârile noastre, acolo se iau deciziile noastre. Inima nu mai funcționează așa cum trebuie. Un om care are inima bolnavă, fizic vorbind, la ce te aștepți de la el? Nu poate alerga? Nu poate munci? Trebuie numai să stea? Nu poate avea activitate, pentru că inima lui este bolnavă. Mântuitorul spune, din punct de vedere spiritual, inima se îmbolnăvește când oamenii se preocupă cu lucrurile acestea. Și pericolul mare este tocmai în faptul că nimeni nu le consideră a fi periculoase. Când e vorba de veghere, nu e așa că te ferești de ceea ce ți se pare rău? Când știi că ceva e periculos pentru tine, când știi că ceva e periculos pentru familia ta, când știi că ceva ar putea să-ți facă rău ție, familiei, frații conducători, bisericii, când știi că ceva poate să facă rău, iei atitudine, dacă ești cu mintea la cap. Iei atitudine și iei atitudine hotărât. Nu lași lucrurile să denatureze. Nu lași lucrurile să meargă așa la întâmplare, că știi că se poate întâmpla rău. Dar dacă nu știi, o mare problemă astăzi, foarte mare problemă astăzi în bisericile noastre evanghelice. Când zic bisericile noastre evanghelice, eu mă refer la toți evanghelicii din țară, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie. O mare problemă este că se acceptă lucruri care n-ar trebui să se accepte în adunările noastre. Ca manifestare, ca și învățătură, ca și felul în care ne raportăm unii alții, ne relaționăm unii la alții. De ce se acceptă astfel de lucruri? Știți de ce? Pentru că cineva zice, nu-i periculos. Dar frate, ce e rău în asta? Și alții fac, de ce să nu facem și noi? Și în momentul ăla ai lăsat armele jos, când ar trebui să veghem. Armele se pun jos, pentru că nu consider lucrul acela periculos. Cine astăzi mai consideră a fi un pericol în mâncare și băutură și în îngrijorările vieții? A, ne ferim să facem lucruri scandaloase, să nu cumva să facem ceva rău, urât, care ar putea aduce pată pe biserică, pe familie, pe viața mea personală. Mă feresc de aceasta și slavă Domnului dacă facem așa și să ne ferim. Dar care ne-am gândit, așa cum spune Mântuitorul, că inima noastră se poate îngreuia, adică nu mai funcționează din punct de vedere spiritual și nu mai putem sta treji, adormim spiritual și zicem și noi ca și alții, dar ce e rău în asta? Dar dacă alții fac, de ce să nu facem și noi? Am un frate scump, un prieten, într-o țară, nu e aici în România, român plecat, are o adunare acolo și s-a luptat de când a mers acolo. El e păstor în adunare. Să păstreze linia curată, să meargă drept,
să nu facă niciun pas strâmb, să nu accepte niciun lucru lumesc în adunare, nimic care ar putea să dăuneze adunării, frățietății, fiecărui mădular. Și mă sună din când în când și îmi spune, simt că nu mai pot, simt că nu mai pot. Uneori sunt așa de descurajat că îmi vine să renunț. Mereu aud în jurul meu pe unii spunând, dar de ce noi nu putem? Dar de ce la noi nu se poate? Uite că ăia pot, uite că ăia pot, noi de ce nu putem? Și le explic și parcă intră pe o ureche și iese pe cealaltă. Parcă nimeni nu înțelege. Și numai mă trezesc că după o vreme, doi, trei, se ridică și pleacă în biserica în care se poate. Că este una peste drum. Și dacă nu se face imediat, că nu-i greu astăzi. E greu să veghezi, dar trebuie să veghezi. Inima nu trebuie să se îngreuieze. Inima, centrul ființei noastre spirituale, trebuie să fie trează și trebuie să lucreze bine. Și Domnul Iisus Hristos, aveți grijă, aveți grijă la lucrurile acestea. Te-ai gândit vreodată că mâncarea și băutura și îngrijorările te pot face să fii nepregătit la revenirea Domnului Iisus Hristos? Sau înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, inima să nu-ți mai funcționeze bine din punct de vedere spiritual și să crezi minciuna, să crezi înșelarea care astăzi este la culme, niciodată nu a fost cât este astăzi. De ce unii cred minciuna? Pentru că nu veghează. Și de ce nu veghează? Pentru că au adormit. Și de ce au adormit? Că-ți preocupați de lucrurile acestea. Când Domnul Iisus zice că va fi ca în vremea lui Lot și ca în vremea lui Noe, nu zice că nu-i vorba și despre păcat grav. Pentru că dacă citiți cu atenție în Romani, veți vedea ce zice Pavel. Pentru că n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat să facă tot felul de lucruri scârboase, i-a lăsat pradă nebuniei lor și au ajuns să facă lucruri cu adevărat mizerabile, pentru că n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu, au fost altceva mai important decât Dumnezeu în viața lor. Au zis că sunt creștini, dar preocuparea lor a fost pentru altceva, pentru mâncare și băutură. S-au îngrijorat, pentru că dacă ești preocupat, sigur că te îngrijorezi. Ce voi face, cum voi face, cum le voi avea, confort și toate celelalte, sigur că te îngrijorezi. Și așa vine stricăciunea. Pornirea stricăciunii vine de aici. Pornirea, stricăciunea, lucrurile grave vin în urma acestei nevegheri care pare nepericuloasă. Cauți lucrurile acestea și nu-L mai cauți pe Dumnezeu cu toată inima. Lucrul acesta e foarte important înaintea ochilor lui Dumnezeu. Căutarea noastră. Spre ce tindem noi? După ce umblăm, după ce alergăm, să știți că în economia lui Dumnezeu și când Dumnezeu se uită din cer pentru El, lucrul acesta e foarte important. El nu zice, mă bucur că merge la biserică, nu zice, mă bucur că El cântă în cor, nu zice, mă bucur că face nu știu ce slujbă. Dumnezeu se uită la inimă să vadă ce caută inima noastră. Păi când eram în lume, uneori am impresia că mi-e greu să mă adresez celor ce s-au născut în biserici de pocăiți, care au trăit în biserică, care au crescut în biserică, care n-au fost ca și mine la spurcăciuni, la discoteci și la tot felul de minuni. Parcă mi-e greu pentru că am impresia că oamenii nu mă înțeleg. Faptul că te-ai născut într-o familie de pocăiți nu înseamnă că tu n-ai avut nevoie de Hristos, nu înseamnă că n-ai avut și tu o povară de păcate. În cea mai bună familie de pocăiți, în cei mai buni părinți, când se naște un copil, se naște un monstru al păcatului. Tendința lui este înspre păcat. N-are importanță că ești în cea mai bună biserică. Așa te naști. În păcat ne-am zămislit toți. Toți l-am moștenit pe străbunul nostru, Adam. Toți. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și toți avem nevoie de Hristos. Toți avem nevoie să fim spălați și curățați în sângele Lui. Toți avem nevoie. Fiecare dintre noi. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucruri pe care noi nici măcar nu le luăm în seamă. Nu luăm aminte la aceste lucruri. Suntem preocupați de ele
El se uită la ce căutăm. Dacă în vremea când eram în lume, eu, și poate vă regăsiți și voi, dacă în vremea când eram fără de Dumnezeu, gândiți-vă bine la ce se gândesc oamenii fără de Dumnezeu. Eu vă spun la ce mă gândeam eu. Sigur că mă gândeam și să păcătuiesc, dar știți ce era mai important? Mâncarea, băutura, confortul. Și pentru acestea mă îngrijoram toată ziua. Mergeți la cei din lume, la oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu și veți vedea că în primul rând după asta umblă. A, că după aceea se și prostesc, că se îmbuibă și iau, asta e altceva. Dar scopul vieții lor nu e acesta. Nu e acesta, mâncarea, băutura și confortul? Și nu pentru aceasta se îngrijorează ei toată ziua? Așa am fost și eu. Acum, nu e un paradox? Nu e un paradox să zic că m-am întâlnit cu Hristos? Să zic că Hristos mi-a dat o viață nouă? M-a născut din Dumnezeu? Și o să fiu în continuare preocupat tot de lucrurile de care eram preocupat înainte? Nu vorbesc despre păcatele grave, mă înțelegeți, așa-i? Ci vorbesc despre ceea ce eram preocupat atunci, mâncare, băutură, confort, să meargă bine, burta plină, să stau liniștit, să am tot ce-mi trebuie. E un paradox să zic că Hristos m-a eliberat, că mi-a dat o viață nouă și o să fiu preocupat tot de acestea. Când este ceva mult mai mult decât atât. Hristos spunea, binecuvântat să-i fie numele, voi căutați mai întâi împărăția, neprihănirea lui Dumnezeu și nu vă îngrijorați de celelalte. Tatăl vostru din ceruri știe că aveți nevoie de ele și vi le va da. Nu vă îngrijorați, nu umblați după ele. Și spuneam, se uită Dumnezeu acum din cer la mine. Hai să mă pun pe mine în ecuație, să nu ziceți că am ceva cu cineva. Și zice, ce caută Dan Bercean? După ce umblă el toată ziua, după ce aleargă el toată viața, ce caută el? Asta face diferența. Și Dumnezeu când vede că îl caut pe el, că îmi doresc părtășia cu el, că îmi doresc sfințenia, că sunt preocupat de lucrurile de sus, e mulțumit. Și dacă vede că se întâmplă invers, este întristat. Pentru că sunt într-un mare pericol. Și ce să mai facă? De mântuit m-am mântuit. Hristos a murit pentru mine. Duhul Sfânt a venit. Avertizările mi le-a dat. Ce să mai îmi facă? Că unii zic, bă, dar cum a putut să cadă cu tare sau cu tare? Păi ce să-i mai facă Dumnezeu? Cum zicea în Vechiul Testament, în Testament? Zice, ce mai puteam să-i fac viei mele și nu i-am făcut? Ne-a dat mântuire, sângele Sfânt ne-a spălat, Duhul Sfânt a venit să ne călăuzească, Scriptura ne-a rămas, avertizările au rămas și noi tot ignoranți, nu luăm aminte la ele. Ce să ne mai facă Dumnezeu? Nu mai face nimic. Ne lasă să alegem și să facem ceea ce am gândit noi că este bine. Vegheați! Este cuvântul pentru vremurile din urmă. Sigur că în multe feluri se poate veghea, dar astăzi, acesta a fost îndemnul, să ne gândim la lucrurile acestea, mâncare, băutură și îngrijorările vieții acesteia. Mi-a fost dat să mă duc prin adunări. Am fost chemat și la evanghelizări. Și acolo știți cum e la evanghelizări, vin și cântăreți și așa, slujitori. După întâlnirea care a fost în adunare, și nu una, au fost mai multe, în adunare toți căutăm să părem deosebit de sfinți, deosebit de plini de Duhul Sfânt, ori strigăm tare, ori cântăm tare, ori facem noi ceva, ca să vadă ceilalți cât de plini de Duhul Sfânt suntem. După ce s-a terminat slujba, frații, așa cum se obișnuiește peste tot, au zis, veniți să vă servim și cu o masă înainte să plecați înspre casă. Și ne-am dus la masă. Ca să rămân consternat de-a dreptul, probabil că aici nu se întâmplă, să văd discuțiile care au fost între leviții și slujitorii care au fost în biserică la evanghelizare. Știți despre ce se discuta? De multe ori. Mâncare, băutură, afaceri, ce-a mai făcut ăla, ce-a mai făcut celălalt. Și eu ziceam, Doamne, dar sunt alți oameni aici la masă decât erau ăia din biserică.
În biserică erau plini de Duhul Sfânt. Sărea tavanul în sus de cât de tare cântau. Și acum ce discuții sunt acestea? Oare se poate schimba un om așa dintr-o dată? Vă întreb, se poate dintr-o dată? În adunare ești plin de Duhul Sfânt și peste 10 minute vorbești despre mâncare și băutură? Nu se poate. Zice că din prisosul inimii vorbește gura. Dar în adunare îmi pot pune o mască. Undeva în public îmi pot pune o mască. Avem farisei și între noi și pot fi eu fariseu dacă nu sunt atent. Îmi pot pune o mască să caut să impresionez pe cineva. Dar în gândul meu, preocupările mele sunt tot pentru cele trecătoare materiale, care nu au preț și care nu au valoare. Și Domnul nostru spunea, vegheați, aveți grijă. Îmbuibarea cu mâncare și cu băutură. Din nefericire, multe din părtășiile pe care le văd eu se învârt în jurul acestor lucruri. M-am dus undeva, m-au chemat niște frați, într-o altă țară, nu zic numele, și au zis, noi avem și picnicul bisericii. Pentru că e vară, noi avem și obișnuim să facem picnic cu biserica. Ieșim la iarbă verde, toată biserica vine, ne ducem acolo și avem un timp frumos. Vii și tu cu noi. Păi zic, dacă tot îți aici cu voi, vin și eu. Și ne-am dus la picnicul bisericii. Acolo erau mici, acolo erau grătare, acolo erau prăjituri, acolo erau multe de astea. Și mirarea mea a fost să văd că la picnicul bisericii numărul de oameni era dublu decât în biserică la întâlnirile obișnuite. Deci la întâlnirile obișnuite erau cât erau și acolo erau dublu. Și zic eu către păstor, frate, dar de unde au apărut toți ăștia? De unde au venit? Că am fost la biserică la voi de mai multe ori și nu erau. De unde au apărut? E, frate, vin mai rar. La picnic însă n-au ratat ocazia și s-au simțit bine și au zis că au avut părtășie. Ce părtășie? Câtă înșelare! Câtă înșelare! Problema este că oamenii aceștia, din punct de vedere spiritual, dorm. Dorm! Nu mai pot să stea treji. Li se îngreuiază ochii spirituali și nu mai pot ține deschiși și nu-i mirare că nu mai văd. Nu-i de mirare că nu mai văd, că li se îngreuiază ochii, inima, tot. Ajung în neputință, pentru că nu au luat aminte la ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus. Este o altă carte, aici în România avem un om care a fost în vârf, în Armata Salvării. A fost o mișcare pe care Dumnezeu a inițiat-o în urmă cu o vreme în Anglia și după aceea s-a împrăștiat pe pământul acesta. Samuel Brengle îl cheamă și într-o carte de-a lui, o avem tradusă în limba română, sunt două cărți traduse de ale lui în limba română, aici aproape de voi la Suceava, la editura Perla Suferinței, povestește el cum s-a dus într-o zi într-o tabără. Ei aveau în tabere în care vorbeau despre sfințenie. Era în 1800, nu mai știu exact anii, 1700-1800, și ei vorbeau despre a doua binecuvântare, nu așa cum se vorbește astăzi în bisericile penticostale. Ei ziceau, botezul cu Duhul Sfânt, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, e a doua binecuvântare. Prima care-i? Credința în Hristos și mântuirea. Și ei ziceau, trebuie să te lupți pentru a doua binecuvântare, botezul cu Duhul Sfânt, a doua binecuvântare când vine peste tine, te ajută să biruiești iuțimea, mânia, supărarea, îngrijorările și toate astea. Și ei îi învățau pe credincioși să caute plinătatea Duhului Sfânt ca să poată să biruiască toate lucrurile acestea. Și experimentau mulți dintre ei biruință în sensul acesta. Spuneau, am primit binecuvântarea. Veneau la biserică și mărturiseau așa cum se mărturisește în bisericile penticostale. Am fost botezat cu Duhul Sfânt, adică am vorbit în limbi. Ei veneau în biserică și ziceau, am primit binecuvântarea. Adică, nu mă mai mânii, nu mă mai supăr, nu mă mai îngrijorez, nu mă mai invidiez. Și toți vreau să ajungă la a doua binecuvântare. Și făceau întâlniri și făceau tabere în care se sfătuiau cum să ajungă la a doua binecuvântare. Și spune el, m-am dus într-o tabără de felul acesta. Am fost chemat acolo. Și în tabăra aceasta, toată lumea era foarte fericită. Când am ajuns eu, toți erau foarte fericiți. Programul se desfășura, să zic așa, normal.
Aveam erau întâlniri dimineața, erau întâlniri la amiază, erau întâlniri după masa, erau întâlniri seara, cântam, predicam, vorbeam. Dar zice, cel mai important moment al zilei era când suna clopoțelul că trebuia mers la masă. Toate erau frumoase, dar când suna clopoțelul și trebuia mers la masă, toată lumea se înviora. Și toată lumea mergea la masă și era foarte bucuroasă. Și eu am observat că era multă activitate în tabăra aceasta, dar nu era Duhul Sfânt acolo. Și l-am mai întrebat pe încă unul, tu simți ce simt eu? Adică Duhul Sfânt nu e aici? Și el a zis, da. Păi și atunci ce facem? Uite-te că toată lumea e fericită, toată lumea zice că e bine, dar Duhul Sfânt lipsește. Ce facem? Păi hai să ne rugăm. Am mai găsit încă 2-3 și au început să se roage. Doamne, ne-am venit aici să ne întâlnim cu Tine. Toată lumea zice că e bine, dar nu-i bine, Tu nu ești aici, în tabără. Fă ceva și coboară în mijlocul nostru. Și s-au rugat să coboare Duhul Sfânt în mijlocul lor. Și Duhul Sfânt, binecuvântat să-i fie numele, a venit. Și spunea el atunci, totul s-a schimbat. Absolut totul s-a schimbat. Nimeni nu mai era preocupat să meargă la masă. Tabăra aceea era într-o zonă, în natură, și acolo pe lângă ei erau păduri. Spune, toți au plecat prin păduri. Frați, surori, s-au dus prin pădure. Și zice, toată pădurea acum vuia de strigăte de rugăciune. Și toți urlau, unul într-un colț, unul într-altul, vuia pădurea. Toți se vedeau păcătoși și ziceau, Doamne, ai milă de noi, Doamne, îndură-te de noi, Doamne, schimbă-ne, Doamne, transformă-ne. Zice, nimeni nu mai a avut nicio poftă de masă. Dintr-o dată a venit un alt apetit. A venit un alt apetit, apetitul pentru prezența Duhului Sfânt. Dorința ca Duhul Sfânt să fie acolo. Nu-și doreau altceva decât ca Duhul Sfânt să fie prezent. Și Duhul Sfânt a venit și Duhul Sfânt a schimbat totul. Să avem grijă și să veghem. Pentru că dacă ajungem în situația aceasta, știți ce lipsește? Partea a doua a avertismentului Domnului nostru Iisus. Lipsește rugăciunea. Lipsește rugăciunea. Și nu vorbesc de rugăciunea care o avem în adunare. Pentru că în adunare vrem, nu vrem, ne rugăm. Când ne rugăm, cumva tot ne rugăm. Tot mai spunem ceva, că suntem toți împreună, se dă îndemn, dacă se roagă fratele, mă rog și eu, că altfel ce, stau... E jenant. Vorbesc de rugăciunea aceea adevărată, rugăciunea aceea care trebuie să ne urmărească. Biblia zice, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea aceea în cămăruța noastră. Dar când un om ajunge îngreuiat, nu se mai poate ruga. Și vedeți, un om fără de rugăciune, fără harul rugăciunii, mă întreba cineva, frate Dan, eu vreau să mă rog, dar nu mă pot, adică mă pot, dar zice, mor mai acolo niște cuvinte, ce să fac? Nu simt că n-am viață în rugăciune. I-am spus, roagă-te până când te rogi. Roagă-te până când te rogi. Vorbesc despre această rugăciune care vine în urma prezenței Duhului Sfânt, în urma relației cu El. Dacă am vegheat, dacă sunt treaz, atunci și rugăciunea merge. În momentele în care Domnul Iisus le cere ucenicilor, rugați-vă, vegheați împreună cu mine și rugați-vă, au adormit, n-au putut să se roage. Rezultatul nevegherii, rezultatul adormirii a fost că n-au putut să se roage. Și ce creștin e acela care nu se roagă? Ce creștin e acela care nu se roagă? Când așa cum am spus, Biblia zice, rugați-vă neîncetat. Sunt atâtea rugăciuni de făcut, sunt atâtea mijlociri de făcut. Ce creștin e acela care nu se roagă? Dar unul care e preocupat de lume, de lucrurile ei, de îmbuibarea cu mâncare, de îngrijorările vieții acestea, nu se mai poate ruga. Să nu-mi spui că dacă ai o îngrijorare, te duci imediat și te-ai pus pe genunchi și așa curge rugăciunea ca un fluviu. Ești îngrijorat și te pui pe genunchi și ai vrea să te rogi și îți vin în minte tot îngrijorările tale. Cum o să fac aia? Cum o să rezolv cu aia? Cum o să schimb aia? Doamne, numai la rugăciune nu-ți mai stă gândul. Domnul Iisus a zis, nu vă îngrijorați. Aduceți toate lucrurile înaintea lui Dumnezeu Tatăl cum? Cu rugăciuni, cu cereri,
Și la urmă, cuvântul cheie, cu mulțumiri. Ce înseamnă cu mulțumiri? Înseamnă chiar le-am lăsat în mâna Tatălui. I-am cerut, m-am rugat, dar când i-am mulțumit că El a ascultat, chiar dacă încă nu s-a întâmplat nimic efectiv în momentul acela, credința mea, mulțumirea mea arată că eu le-am lăsat în mâna Tatălui. Le-am pus în mâna Lui. Și cum zicea Luther, îngrijorat și foarte îngrijorat de starea bisericii de atunci, luptele, biserica catolică vrea să-L omoare, lupte, copleșit. Și într-o noapte nu mai știa de capul lui, stătea și se uita pe geam și zice la un moment dat, Doamne, dar biserica asta pentru care eu mă lupt, e biserica mea sau e biserica ta? E biserica mea sau e a ta? Doamne, e biserica ta! Păi dacă e biserica ta, ocupă-te de ea! Ce pot eu să fac? Eu mă duc la culcare, Doamne, noapte bună! Noapte bună, Doamne, mă duc la culcare! A lăsat lucrurile în mâna lui Dumnezeu! Lași lucrurile în mâna lui Dumnezeu! Faptul că nu te mai îngrijorezi înseamnă că ai credință în Dumnezeul care îți poate purta de grijă. Nu te va lăsa să mor de foame, nu te va lăsa să fii dezbrăcat. Va avea grijă de tine, credință. Credință, și când vine credința, vine pacea. Altfel rugăciunea nu merge. Nu merge! Să nu spuneți că sunteți preocupați cu tot felul de lucruri pământești și explodați când vă rugați. Aveți o stare de har deosebită. Nu merge. N-are cum. N-are cum. Am vrea noi, dar nu funcționează. Întâi trebuie să le lăsăm. Preocupările acestea trebuie să le lăsăm. Ioan, apostolul, spune și el în prima lui epistolă, zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, hai să zicem, nu iubim lumea, dar cu lucrurile din lume. Wow, ce putere de atracție au! Ce putere de atracție au! Moda, toate astea, extraordinar! Dacă iubește cineva lucrurile din lume, lumea, dragostea Tatălui nu-i în el. Nu-i în el. N-avem cum să ocolim. N-avem cum să facem să fie. Numai dacă ne așezăm în voia lui Dumnezeu. Să nu lipsească rugăciunea. Dar acolo duce nevegherea, la lipsa rugăciunii. Și dacă ceva se stinge astăzi, individual, în familii, și în adunări, este focul rugăciunii. Cei care sunteți mai în vârstă și ați cunoscut oameni mai în vârstă, înaintași de ai noștri, spuneți-mi dacă nu era diferit. Ei au avut harul mare în vremea comunismului să n-aibă după ce să tânjească din cele pământești. Nu l-am înțeles multă vreme pe fratele Richard Wurmbrand. Am citit odată într-o carte de-a lui și a zis, nu-i luați săracului binecuvântarea sărăciei. Și eu m-am șocat și am zis, ce vrei să spui? N-am înțeles atunci, pur și simplu. Mai târziu am înțeles. Nu-i luați săracului binecuvântarea sărăciei. Cu cât avem mai mult din cele pământești, cu atât din punct de vedere spiritual suntem tot mai slabi, tot mai fără viață. Da, creștini, nu renunțăm la formă, nu renunțăm la ritual, ne aducem aminte de înaintașii noștri și ne lăudăm cu ei, dar viața dispare, puterea dispare, discernământul dispare, călăuzirea dispare. Și din cauza aceasta se ajunge astăzi, între creștinii evanghelici, la atâta înșelare și la atâta confuzie. Vedeți, Domnul Iisus Hristos spunea, vegheați înainte ca eu să mă întorc. Nu va trece neamul acesta înainte ca să vină Fiul omului. Mulți comentatori ai Scripturii zic atunci când El vorbește despre neamul acesta că este renașterea Israelului în Țara Sfântă. În 48, Israelul și-a căpătat din nou țara după 2000 de ani de înstrăinare. În 67, Ierusalimul a devenit din nou capitala Israelului. Și foarte mulți comentatori și oameni serioși spun, aceasta e generația în care smochinul înmugurește, înverzește. Generația aceasta. Și Hristos spunea, nu va trece generația aceasta înainte ca să vină Fiul omului. Iată că avem toate semnele, toate sunt aici printre noi. Felul în care lumea se strică,
felul în care lumea se degradează, felul în care creștinismul se degradează, felul în care noi nu mai avem viața care ar trebui să o avem. Toate sunt aici. Israelul este o imagine. Israelul este aici pentru noi ca să vedem ce facem în vremurile din urmă. Veghem și ne rugăm? Suntem cu adevărat treji, atenți la tot ce are Hristos să ne spună? Oare de ce vă spun eu toate lucrurile acestea? Pentru că vă iubesc și pentru că Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Și n-aș vrea să fie nici măcar unul din locul acesta, care atunci când Hristos va reveni, să fie găsit între cei ce dorm și între cei care, pe care venirea lui Hristos îi va lua ca un laț. Pentru că vor fi mulți de felul acesta, dar n-aș vrea să fiți voi, n-aș vrea să fiu eu, n-aș vrea să fie ai mei. Aș vrea ca în vremurile acestea să ne ridicăm în picioare și privirea noastră să fie ațintită la Hristos. Să lăsăm orice alte preocupări. Faceți-vă bine vouă, faceți-vă bine sufletelor voastre, faceți-le bine celor din familie fiind astfel de oameni, faceți bine celor din biserică fiind astfel de oameni. Ajutați slujitorii fiind astfel de oameni. Fiți oameni care să aibă privirea țintită înspre Hristos, privirea țintită înspre răsplătire. Pavel avea acolo ochii ațintiți și spune, urmați-mă pe mine, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Haideți, e un pericol, e o atracție, toate lucrurile acestea sunt ca un magnet. Sunt ca un magnet. Dacă nu suntem atenți, ne înșală, ne atrag, ne înfășoară și inima se îngreuiază. Haideți să fim atenți. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, spunea la un moment dat, mă lupt aspru cu trupul meu și caut să-l țin în stăpânire. Nu cumva, după ce am vestit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și gândiți-vă care erau ispitirile pentru Pavel. Îi scrie lui Timotei, zice, când vii, zice, adu-mi mantaua și cărțile. Asta era averea lui, o manta și câteva cărți acolo, că nu putea să-i aducă 100. Erau poate 2-3 suluri. Adu-mi mantaua și cărțile. Asta era averea apostolului Pavel. Și de ce te înfrânezi? De ce te lupți aspru cu tine? Unde-i pericolul? Avere n-ai. De multe ori ești în posturi, în bătăi. De ce te înfrânezi? E o întrebare și pentru mine. Trebuie să mai meditez la aceasta. Vedea însă pericolele care sunt în carne, pornirile cărnii. Hristos l-a biruit pe Satan. Noi, prin credința în Hristos, suntem biruitori. Satan n-are niciun drept asupra noastră, dar am rămas să trăim în carne. Cercetează-ți carnea, pornirile din ea. Vezi spre ce te îndreaptă și vei constata atâtea lucruri care n-ar trebui să fie acolo. De aceea se luptă aspru și de aceea trebuie să ne luptăm aspru cu noi. Biblia vorbește, Apostolul Pavel vorbește despre înfrânare, vorbește despre cumpătare. Știți că într-un loc zice femeile să fie cumpătate, tinerii să fie cumpătați, bărbații să fie cumpătați. Pentru că așa biruim. În felul acesta lăsăm ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea și să ne conducă și să ne călăuzească. Vă doresc să vegheați, să vă rugați. Și atunci când va veni Hristos pe norii cerului și s-ar putea să vină curând, să fiți cu toții gata. Vă mai spun istoria asta și mă opresc. Zice că o fetiță a auzit ea la biserică că Hristos vine în curând și poate veni oricând. Și s-a dus acasă după biserică și a zis, mamă, Hristos poate să vină peste 2 luni de zile? Și mama i-a zis, da, poate să vină. A mai stat un pic fetița și a zis, mama, da, poate să vină și peste 1 lună? Da, zice, poate să vină și peste 1 lună. Mama, da, poate să vină și peste 1 săptămână? Da, s-ar putea să vină și peste 1 săptămână, nu știm. Mama, da, poate să vină și mâine? Da, poate să vină și mâine. Nu știm. Biblia zice că nu știm. A stat fetița un pic și a zis, mama, dar poate să vină și peste 1 oră? Eu cred că s-ar putea să vină și peste 1 oră, nu știm. Mama zice, dacă Hristos poate să vină peste 1 oră,
te rog, dă-mi rochia mai frumoasă, te rog, aranjează-mi părul, că vreau să fiu gata când vine Hristos. Vreau să mă găsească frumos îmbrăcată când vine Hristos. Fie că atunci când va veni, să ne găsească pe toți gata. Și Domnul să ne binecuvinteze cu lumină și înțelepciune de sus. Amin. Domnul să binecuvânte pe fratele Dan. Urmează să facem împreună o rugăciune. Este o rugăciune de mulțumire pentru toată slujirea de astăzi și din seara aceasta.